Peste 300 de biciclete pentru cycling au împânzit Parcul Izvor din capitală doar de a-r convinge pe cineva să pedaleze. Cu muzică ritmată și încurajări de la antrenori, bucureștenii s-au înhămat la o cursă care îi putea duce oriunde, însă doar cu gândul, pentru că participanții au făcut 10 de kilometri stând pe loc. Așa și-au început dimineața mai bine de 300 de bucureșteni dornici de distracție și de mișcare în aer liber. Încălțați cu Adidas și îmbrăcați cu echipament de sport, pasionații de cycling și-au luat prosoapele după ei și s-au pus pe pedalat. Sunt obosită, dar mai am de rezistat, deci îmi păstrez energia. People, they had a chance to book for 3 classes or all 5 classes or only 2 classes. So there are people who are biking and riding for all 5 hours. Începător sau nu, toți participanții au înțeles că nu doar vara trebuie să arătăm bine, așa că unii se pregătesc deja pentru sezonul rece. Mai pot? Bineînțeles că pot, în fiecare zi fac același sport. Așa dăm și burta jos. Tot pe muzică ritmată și încurajate în permanență de instructori, doamnele au dansat sportiv la Zumba, un antrenament care le promite că vor slăbi kilograme bune într-o atmosferă plină de distracție. Zumba e un program cardio. Asta înseamnă că pierdem automat în greutate, un program de asemenea de coordonare, te ajută foarte mult să te coordonezi, să coordonezi brațe, picioare, șolduri. Iar cele mai motivate dintre doamne nu așteaptă weekendul ca să facă mișcare. Chiar dacă sunt obosite după o zi de muncă, sportul le relaxează și le menține formă în fiecare zi. Încerc să fac 30 de minute cât pot pe zi, în fiecare zi, dar câteodată mai sar, dar recuperez în weekend sau seara la fitness. Indiferent de tipul de sport pe care alegeți să-l faceți, nu uitați să vă hidratați cât mai mult, iar încălzirea mușchilor nu trebuie să lipsească înaintea oricărui antrenament.